Dacă nu ești ciudat, nu ești remarcat. Acest aforism se potrivea perfect pentru a o descrie pe Milena Meliusova. La prima vedere, i-a lăsat impresia unei tinere neobișnuite, cu un aspect vibrant, o privire încrezătoare și un mers de model. Dar, odată ce o cunoșteai mai bine, devenea clar că, pe lângă ambalajul strălucitor, conținutul nu era deloc atrăgător. O personalitate înclinată către gesturi neașteptate și chiar marginale. Cu ea, oamenii se simțeau mereu ca pe un butoi cu pulbere. În orice moment putea să facă ceva neașteptat, după care să urmezeți mama, nu plânge. Toți cădeau pradă comportamentului ei impulsiv. Puțin puteau suporta caracterul ei nestatornic mai mult de o săptămână iar chiar și prietenele ei experimentate aveau nevoie de săptămâni pentru a se recupera de la supradoza U de Milena. Era prea exotică această ciocolată. Oh, Milena, vom ajunge cu tine într-o belea la un moment dat, spunea periodic, fie în glumă, fie serios, Anna, una dintre puținele ei prietene constante, restul fiind ocazionale și dispărând rapid. Simt asta o să ne baci la închisoare, Anna? Ești proastă, trăim doar o dată, răspundea râzând Milena. Să mori cu muzică, să jefuiești o bancă, să iubești un rege. Dacă trăiești ca un șoricel ce nu și te temi chiar de propria umbră, care mai este rostul existenței. Ce vei aminti la apusul vieții? Iar dacă în viața de apoi îți vor reda episoadele vieții tale ca pe un film, vor muri de plictiseală și vor spune, asta se numește că ai trăit. Ei bine, nu îți prețuiești viața, dar libertatea? Întreba Anna. Pentru toate prostiile tale, nu va trece mult până când poliția te va aresta, iar eu, ca complice, voi fi luată cu tine. Ei nu vor face distinția că am avut doar ghinionul să-ți fiu prietenă. Dacă stau lângă tine, sunt complice iar faptul că nu poți să te abandonezi nu va conta pentru nimeni. De la sacul de cerșetor până la închisoare nu e mult, replică Milena, considerând serios că viața este un joc, iar noi toți suntem actori în el. Dacă gândești așa, mai bine stai acasă și nu scoți nici măcar nasul pe stradă, că poate să cadă o cărămidă de pe acoperiș și să te lovească în cap. Există această probabilitate? Desigur, da. Deci, stai acasă, ascuns sub o pătură, temându-te de fiecare zgomot, în special de monstrul de sub pat. Anna nu a răspuns nimic, obișnuită deja cu stilul extravagant de comunicare și umorul special al milenei. Mulți erau șocați și îngroziți, dar Anna aparent dezvoltase un imunitate și suporta ușor numeroasele glume ale prietenei sale, dar din păcate, glumele nu erau singurul aspect. Milena era atrasă constant de aventuri, ca un magnet pentru necazuri, și le întâmpina cu avânt, asemenea pisicii gaf din desenul animat sovietic omonim. Nu te duci acolo, vei găsi necazuri. Cum să nu mă duc? Ele mă așteaptă. Această citat subcint reflecta perfect crezul vieții Milenei. Așa că, necazurile alergau după Milena, iar ea alerga după necazuri. Pentru înclinația sa spre aventuri, Milena a plătit într-o zi. Îi plăcea să trăiască pe picior mare, dar banii nu îi ajungeau niciodată pentru toate dorințele, așa că trebuia să se învârtească precum o veveriță în roată și să recurgă la tot felul de șiretlicuri. De exemplu, nu se sfia să fure din magazinele mari și din piețe, unde se putea pierde în mulțime și lua diverse mărunțișuri. Anna, bine informată despre toate acțiunile prietenei, o descuraja constant de acest stil de viață. Dar vorbele ei erau ca apa de pe gâscă. În curând, Anna a înțeles că e zadarnic să arunci mărgăritare înaintea porcilor, așa că a renunțat. Aceasta e viața ei, să facă ce vrea cu ea, nu e copil. Milena, într-o zi vei fi prinsă furând și atunci vei vedea unde hibernează racii. Cât de lungă este funia, tot va avea un capăt, îi spunea Anna prietenei sale pentru a nu știu câta oară. Oh, Anna, mereu te vaiți ca o babă bătrână, dădea de Milena ochii peste cap spre cer, arătând cât de mult o enervau sfaturile prietenei. Anna, nu mă agasa. Nu te oblig să faci asta, așa că relaxează-te și bucură-te de viață. Să fiu complice și să acopăr infracțiunile tale nu este deloc o bucurie, a ironizat Anna. Nu mă învăț acum să trăiesc. Ajută-mă financiar dacă poți, iar dacă nu, măcar nu mă împiedica să trăiesc cum îmi place. Eu nu mă amestec în viața ta cu sfaturi, deși aș putea, dacă aș avea un caracter atât de prost ca al tău. Nu poți trece pe lângă ceva fără să dai sfaturile tale prețioase. Mă voi descurca și fără sfaturile tale, așa că păstrează-le pentru copiii tăi. Când vei avea copii îi vei, vei în druma pe calea cea dreaptă de dimineață până seara. Iar dacă vrei, poți chiar și noaptea să le predici. Degeaba își exersa Anna elocvența. Toate avertismentele și sfaturile prietenelor erau ca apa în nisip. Milena le ignora și continua să facă năzbâti. Dar într-o zi, Milena s-a încumetat la o pradă prea mare. A decis să ia dintr-un butic o scumpă pe care nu avea bani să o cumpere dar a calculat greșit, pentru că în buticoen nu erau doar paznici, ci și camere de supraveghere, inclusiv ascunse. Milena, conform schemei obișnuite, a dus în cabina de probă mai multe haine și a luat discret o rochie de pe umeraș, ascunzând-o printre celelalte haine. Apoi, a îmbrăcat rochia sub hainele sale și a ieșit din magazin ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat numărul de umerașe din cabina de probă corespundea cu numărul de haine rămase. Totuși, când a trecut cu pași siguri pe lângă ieșire, spunând, nimic nu mi s-a potrivit, ce fel de butică e acesta, atâtea haine și nimic de ales, un paznic a ajuns-o din urmă pe stradă. Domnișoară, vă rog să vă întoarceți în magazin. De ce să mă întorc? De ce trebuie să mă întorc în magazin? A întrebat Milena, cu o voce serioasă, simțind că ceva nu era în regulă. Veniți cu noi și veți afla acolo, a răspuns paznicul evaziv, fără să vrea să sperieți pasărea. Ascultați, nu știu ce glume aveți, dar nu am timp pentru asta. Dacă nu-mi spuneți de ce trebuie să mă întorc, nu sunt obligată să o fac, a început să se revolte Milena, încet retrăgându-se pentru a putea fugi. Paznicul, desigur, a observat acest manevru și, apucând-o ferm de braț, a tras-o spre magazin. Milena a încercat să se elibereze, dar el o ținea cu o strânsoare de fier. Cu cât se zbătea mai tare, cu atât mai mult el îi strângea mâna. Milena se simțea prinsă în clește și știa că, chiar dacă va scăpa din această încurcătură, va avea vânătăi de la strânsoarea monstrului. Lasă-mă, idiotule! Țipa Milena, încercând să scape. Îmi vei rupe mâna sau vei disloca umărul. Te voi reclama la poliție. Oameni buni, vedeți asta? Un paznic mă atacă în mijlocul străzi și mă trage. Sunați la poliție. Dar toate încercările ei au fost sadarnice. În câteva minute, era un magazin și, încă zece minute mai târziu, poliția. Chemată de vânzători la indicațiile proprietarului buticului, a sosit. Polițiștii au interogat vânzătorii și paznicii, au vizionat înregistrările camerelor de supraveghere și, pe baza probelor, au decis să efectueze o percheziție corporală. Acum veți merge în cabina de probă împreună cu o angajată și doi martori. Vom verifica ce aveți sub haine, a spus ofițerul într-un ton obișnuit, ca și cum ar fi cerut să cumpere pâine sunteți nebuni? Nu mă voi dezbrăca. Țipa Milena. Din păcate, nu aveți de ales. Fie o faceți acum de bună voie, fie veți fi arestată pentru o punere de rezistență, iar percheziția va fi făcută oricum, dar în alte condiții. Milena nu a avut de ales decât să facă ce îi se cerea. Desigur, sub haine, s-a găsit rochia, iar angajații ului au recunoscut-o ca fiind marfa dispărută după plecarea clientei. Rezultatele percheziției, mărturiile martorilor și ale proprietarului boutique-ului, împreună cu înregistrările video, au devenit dovezi cheie ale vinovăției milenei. Fiind un caz evident și fără bani pentru un avocat bun, Cazul a ajuns rapid în instanță, iar Milena a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare într-o colonie de corecție de regim general, rochea fiind foarte scumpă. S-a stabilit în cursul anchetei că era din ultima colecție a unui designer renumit, făcută într-un număr limitat de doar 10 exemplare, unul dintre care se vindea chiar în buticueul de unde a fost furată. Faptul că Milena nu a reușit să profite de rochie și că aceasta a fost returnată intactă buticului după proces nu a contat pentru judecător. Inculpata, aveți ultimul cuvânt, a spus sever judecătoarea, o femeie de vârstă incertă, cu ochelari cu rame de corn, privindu-le pe Milena ca un șarpe boa. Îmi pare foarte rău pentru ce am făcut. Dacă aș avea o șansă să retrăiesc acea zi, nu aș face același lucru tot ce s-a întâmplat a fost o lecție mare pentru mine, vă rog, manifestați indulgență, nu mă închideți, a cerut Milena printre lacrimi, uitându-se în ochii rece ai judecătoarei, în care nu se reflecta nicio urmă de compasiune. Lacrimile ei nu au impresionat nici procurorul, nici judecătoarea. I-au dat aproape pediapsa maximă posibilă pentru infracțiunea respectivă. Acest buticuen nenorocit a trecut prin viața Milenei ca un buldozer. De la momentul în care a văzut acea rochie nenorocită, totul a mers prost. Norocul nebun de care se bucura, invidiat de mulți, a dat brusc de un zid de beton și s-a spulberat în mii de bucăți, care nu mai puteau fi adunate niciodată. În primul rând, Milena a fost prinsă în flagrant, ceea ce spune multe. De câte ori făcuse acest truc și nu pățise nimic, chiar furând mai multe haine odată, iar acum pentru a amărâtă rochie semitransparentă, al cărei preț l-a aflat doar de la închetator, a dat de necaz. Ce? A exclamat Milena, auzind că a cauzat un prejudiciu de 300. 000 de ruble, acea rochie era un simplu tul și ar valora doar 2000 de ruble, cu tot cu croitorie. Victima ne-a furnizat un certificat că rochia este din ultima colecție a unui designer renumit, făcută în serie limitată doar 10 exemplare, și unul dintre ele se vindea în buticoeul de unde a fost furată. Aici este indicată valoarea medie de piață a acestei rochi. Dacă aveți motive să credeți că prețul este supraestimat, puteți contesta, dar eu nu am motive să mă îndoiesc de obiectivitatea datelor furnizate, a răspuns anchetatorul. În al doilea rând, când a decis să treacă la planul Tzibeu și să negocieze cu proprietarul magazinului, s-a dovedit a fi o femeie irascibilă, plină de silicon și botox, care nici nu a vrut să o asculte pe Milena. De ce aș mai avea nevoie de această rochie acum? Cine o va cumpăra după tine? Nu e o marfă obișnuită, e o piesă de designer, exclusivă. Așa ceva nici măcar nu ți-ai putea imagina. Dar abia am ieșit din magazin cu ea, încerca să explice Milena. Ești cu adevărat atât de proastă sau doar te prefaci bine? Oamenii care își pot permite o astfel de rochie nici măcar nu se așează pe același scaun cu tine. Dar nimeni nu știe despre asta, încerca să intervină Milena. Nimeni nu știe. Toți vânzătorii, cumpărătorii care au fost în magazin în acea zi, paznicii, poliția, apoi procuratura, Avocații din instanță, și tu spui că din nimeni nu știe. A țipat proprietara buticului. Dacă proprietarul buticului ar fi fost un bărbat, problema nici nu ar fi existat. Bărbații erau atrași de Milena ca moliile de lumină, cu bucurie arzându-și aripile. Dar, din cauza caracterului ei dificil, nimeni nu rămânea prea mult timp în preajma ei. Se înțelege de la sine a arde complet într-un foc mistuitor nu e deloc plăcut. Din păcate, nu a reușit să ajungă la o înțelegere cu proprietara buticului. Femeia era neîndupălecată și nu intenționa să o ierte. Milena, acțiunea ei. Dacă proprietarul ar fi fost un bărbat, poate totul s-ar fi desfășurat altfel. Se înțelege de la sine, a arde complet într-un foc mistuitor, nu e deloc plăcut. Artur am văzut azi niște cizme atât de frumoase. Nu mi-au ajuns banii pentru ele, exclamă de obicei Milena. Buzele ei se umflau și ochii ei deveneau ca ai pisicii din șrec. Și cât de mult îți lipsește? Oft Artur. O nimica toată. Doar zece mii, exclamă Milena și bătea din genele ei pufoase care încadrau ochii îngerești. Oho! Fluier Artur. Și cât costă aceste cizme, dacă îți lipsesc zece mii? Artur, sunt de brand. Exclamă Milena, sincer neînțelegând cum poate cineva să pună astfel de întrebări stupide. Și Artur era nevoit să scoată bani, dar în curând Arturul de serviciu își dădea seama că Milena căuta în relațiile cu bărbații un singur lucru, bani, mulți bani. Avea nevoie de sume mari pentru a-și satisface dorințele și nevoile. Nu căuta dragoste sau apropiere sufletească. Pentru ea era important să aibă independență financiară și posibilitatea de a trăi așa cum își dorește. Iar când Arturului îi se făcea lehamite de jocul unilateral, dispărea, iar locul lui era ocupat de altul după o vreme. Locul sfânt nu rămâne niciodată gol. În al treilea rând, femeile erau și anchetatorii, și asistenta procurorului, implicate în cazul ei și judecătorul. Astfel, soarta i-a răpit și cea mai mică șansă de indulgență. Așa a ajuns Milena în închisoare cu toate consecințele care decurg de aici. Când au transferat-o din arestul preventiv în colonie, Milena, uitându-se la filmele străine, credea că va construi rapid o reputație printre deținute și își va câștiga respectul, dar din nou nu a avut noroc. În prima zi s-a certat cu deținutele experimentate. De ce nu saluți? Sau nu suntem oameni? Întrebă una dintre deținute, abordând-o pe Milena, care tocmai fusese adusă în celula lor. Sunt nouă. Te rog, îți vorbesc. Îmi doresc sănătate doar celor pe care îi cunosc personal și îi respect, răspunse dur Milena și opri sfidător pe deținută. Așa. Deci, după tine. Noi nu merităm respect și nici sănătate nu avem nevoie. Fetelor, ați auzit asta? Cineva se pare că caută necazuri. Cu aceste cuvinte, deținuta a sărit de pe patul pe care stătea și a început să se apropie de Milena, parcă dansând. De ce taci? A înghițit limba. Și ce te interesează pe tine de limba mea? Nu ai una? – Mai bine ai avea grijă de limba ta, că vorbește prostine controlat. Răspunse Milena, uitându-se direct în ochii celei care se apropia. – Asta nu e bine. Dacă nu vrei să te comporți civilizat cu noi, va trebui să te învățăm bunele maniere, scrâșni printre dinți de ținută, rânjind. Ea a fluierat către colegele ei. Și alte două femei puternic constituite care nu păreau de la început a fi reprezentante ale sexului feminin, s-au apropiat rapid de Milena. Dacă nu vrei să ne saluți, gustă din ospitalitatea noastră, zise deținută, zâmbind și lovi Milena cu pumnul în stomac. Asta e pentru început. Milena s-a plecat de durere din cauza loviturii profesioniste în Nu apucase să simtă bine prima lovitură, ca a urmat a doua în spate, în zona riniilor a doua deținută a lovit-o cu ceva metalic. Milena gemu și se arcuie în cealaltă parte. Asta e pentru continuare, spuse prima deținută. Milena a alunecat pe perete și a început să scâncească. În acel moment cineva a lovit-o puternic în față. De la această lovitură și-a pierdut cunoștința. Uite, ea și salata și compotul, a spus deținuta și a scuipat cu năduf pe trupul fără simțuri. După o asemenea primire călduroasă, Milena, abia vie, a fost dusă la infirmeria închisorii. Când și-a revenit puțin după răni, a descoperit că unul dintre doctorii de la infirmerie era fostul ei iubit, Mihail Cudepov. Relațiile lor din trecut erau destul de picante, câte zile fierbinți au petrecut împreună, chiar și nu mai amintindu-și de ele. Milena simțea cum i se învârte capul. Apoi l-a părăsit, trecând la un bogătaș. În fața tuturor, Mihail nu arăta nimic, dar când rămâneau singuri, el o privea cu semnificație pe Milena și ei îi se părea că el nu a uitat-o, dar dintr-un motiv anume nu vrea să vorbească cu ea. Probabil se genează că acum sunt deținută, se liniștea Milena în gând. Dar când a fost chemată la el în cabinetul ginecologic pentru un control de rutină, Milena nu știa ce să creadă, și pe bună dreptate era îngrijorată. Cum a intrat? El a încuiat ușa. Dezbracă-te până la brâu și urcă pe scaun, a comandat el. Milena, rușinată, acoperindu-se cu mâinile, s-a urcat pe scaun. Mihail a început să o examineze, apoi brusc i-a acoperit gura cu mâna. Și înainte să-și dea seama, controlul medical s-a transformat într-un act sexual brutal. Și să nu îndrăznești să te plângi cuiva, a amenințat-o el, încheindu-și cureaua de la pantaloni când totul s-a terminat. Da, și chiar dacă încerci să spui cuiva, oricum nimeni nu va crede o deținută. Pentru ei nu ești om, ci un gunoi sub picioare, deci e permis să se comporte cu tine corespunzător. Milena se simțea acum ca un gunoi. Voia să meargă la duș să spele toată această mizerie de pe ea, dar nici măcar de această mică bucurie nu mai avea parte. În colonie, spălatul era permis de cel mult două ori pe săptămână, și doar în zilele special stabilite de administrație pentru acest lucru. Milena se ruga și spera doar la un lucru, ca acest incident să fie unul singular, o răzbunare pentru faptul că s-a comportat urât cu Mihail și să nu se mai repete. Se pare că Dumnezeu nu e fraier, pentru că rugăciunile ei au fost ascultate. Ginecologul nu a mai chemat-o la un control neplanificat, dar după o lună, Milena avea altă problemă. Întârziere Menstruația nu venise nici luna următoare. În plus, a apărut greața de dimineață. Când Milena stătea pentru a zecea oară în acea dimineață a plecată peste la latrină, una dintre colegele de celulă nu a mai suportat. Nu am comandat Aria Blevantina din opera Regaleta. De ce ne oferi un concert neanunțat? Ești însărcinată? Ce? Nu înțelegea Milena. Uite ce, ne-a picat o colegă mai încetă la minte. Îți spun că ești însărcinată? Dacă da, de ce stai în aceeași celulă cu noi? Sau ești proastă și nu ai spus nimănui. Nu, nu sunt însărcinată, probabil, a răspuns Milena nesigură, pentru că și ea începea să aibă dubii. Ultima dată fusese cu cineva acum mai bine de două luni, iar Mihail evident nu s-a protejat, deci era posibil să fi rămas însărcinată de la el. Asta era chiar culmea. Doar asta îi lipsea pentru o fericire de plină, gândi Milena. Dar, gândindu-se bine și amintindu-și cuvintele colegei de celulă, a înțeles că poate folosi asta în avantajul său. Va scrie o cerere de eliberare condiționată, invocând sarcina, și va cere să fie mutată într-o celulă specială, unde sunt doar femei însărcinate. Examinarea a confirmat sarcina cu o vârstă de aproximativ două luni plus minus o săptămână. Concluzia ginecologului, din fericire altul, de serviciu în acea zi, i-a permis Milenei să obțină o relaxare a regimului și a fost mutată într-o celulă specială pentru femeile însărcinate. Colecele însărcinate, datorită stărilor fiziologice, erau mai puțin periculoase una pentru alta, de aceea era mai bine să fie împreună, departe de celelalte deținute. Acestea din urmă, din invidie sau din dorința de a face scandal, nu ar fi cruțat nici măcar o viitoare mamă cele care o urau pe Milena încă de la început au devenit și mai răutăcioase când au aflat că îi se acordă concesii. Șarpe Auzia Șobolanul nostru trece în celula pentru teletubies, spuse intenționat tare de ținuta care a trimis-o pe Milena în infirmerie către prietena ei. Da, mamă, cioara ne-a adus imediat vestea, confirmă de ținută pe care toți o numeau Șișa, probabil pentru că avea numele de familie și Eva. Ea leargă regulat la șef să toarne, apoi vine înapoi și ne spune tot ce a auzit acolo. Așa că a auzit și despre starea interesantă a șobolanului nostru și despre concesiile care îi se acordă, și a învățat bine lecția. Celelalte două deținute din anturajul ei aveau numele de familie Matorina și Sorocheina, de aceea erau numite aici Moti și Soroca. Dacă Milena s-ar fi comportat altfel când a ajuns, poate ar fi fost numită Milena. Dar după incident, Moti a numit-o șobolan, și de atunci toți așa îi se adresau. Cel puțin, această trinitate neplăcută. Tocmai de aceea, Milena și-a strâns cu plăcere lucrurile pentru a se muta în celula specială pentru femei însărcinate și mame tinere. Preferă să audă plânsete de copii de dimineață până seara decât insulte și bat jocuri. Abia în celula pentru Teletubies, Milena a răsuflat ușurată aici, moti cu acoliții ei nu o vor mai deranja. Și curând, Milena a descoperit încă un avantaj. Femeile însărcinate și mamele care alăptau erau hrănite mult mai bine decât deținuții obișnuiți. Mamele viitoare și cele care alăptau aveau în rația lor mult mai multe legume și fructe. În plus, primeau vitamine și lucrau mult mai puțin la producția locală de textile. Astfel, Luptându-se cu toxicoza de dimineață și edemele, au trecut rapid încă șapte luni. Milena nu a spus nimănui cine era tatăl copilului ei, nici măcar lui. Dar, după ce a născut o fetiță sănătoasă, a depus din nou o cerere pentru eliberare condiționată, iar de data aceasta, șeful coloniei, care simpatiza cu Milena pentru că îi amintea de fiica lui decedată într-un accident, i-a susținut cererea și i-a oferit o caracterizare maxim de bună pentru instanță. Câteva luni după depunerea cererii, șeful coloniei a chemat-o pe Milena la el. Ei bine, Miliusova, vrei să fii liberă? A întrebat el când Milena a intrat în biroul lui. Da, a răspuns sincer Milena. Atunci dansează. Cu un zâmbet poetic, i-a spus șeful cererea ta a fost aprobată. Du-te, strângeți lucrurile și ieși cu o conștiință curată. Oh, vă mulțumesc enorm! A exclamat Milena, lacrimile curgându-i pe obraj. La revedere! Așa să-ți fie de bine, fică! A spus el sever. Adio! Și să nu te mai vedem pe aici niciodată! Obținând mult dorita eliberare condiționată, Milena a scris o scrisoare de adio către șeful coloniei, în care a povestit ce i-a făcut doctorul, adăugând că poate lua copilul pentru că ea renunță la el. Milena nu intenționa să ia cu ea copilul născut în astfel de circunstanțe triste. Eliberat astfel de povară, Milena a apărut seara la pragul casei părintești. Mama bătrână nu se aștepta să-și vadă fica acasă atât de devreme, și s-a uitat la ea buimacă când a deschis ușa. Deschide, mamă, ușile, fica ta beata a venit acasă, a spus sâmbind Milena, pentru a detensiona atmosfera. Mamă, de ce stai în prac? Poate mă lași să intru sau nu ești bucuroasă să mă vezi. Mama abia acum a realizat realitatea situației și s-a grăbit. Oh, oh! ce e cu mine, ai dreptate. Intră, fica mea, bineînțeles. Nu te așteptam așa de vreme. Avocatul mi-a spus să nu te aștept înainte de cinci ani. Spunea că nu sunt motive pentru reducerea termenului. Oh, mamă, ar trebui să-l asculți mai puțin pe acele scroc. Ar vinde-o pe mama sa pentru un ban, dar nu ar ridica un deget gratis. El doar voia să scoată bani de la tine. Pretindea că nu sunt motive acum pentru eliberarea condiționată și că trebuie făcut ceva pentru a le crea. Iar el ar putea ajuta în acest sens. E un truc clasic. Dar nu am bani, fiica mea, a oftat cu amărăciune bătrână mamă. Dacă aș fi avut, Dumnezeu știe, nu i-aș fi ținut pentru mine. I-aș fi dat până la ultimul ban avocatului dacă ar fi putut să te ajute. Și bine că nu ai avut, a replicat Milena, altfel ai fi aruncat banii pe fereastră dându-i acestui ticălos. El nu se străduia pentru mine, ci pentru el. Acești șacali nu se dau în lături de la nimic. Merg pe la rudele îndurerate ale condamnaților și sugerează că ar putea face ceva pentru a câștiga ceva pe ultima sută de metri. Iar când primesc banii, nici nu mai știi cum îi cheamă știi câte astfel de povești am auzit de la colegele de celulă. Întoarsă acasă la mama sa bătrână, într-un apartament modest, Milena s-a trezit din nou la început, doar că acum cu o pată pe viață. Ce să facă? Unde să meargă? Milena a încercat să se înscrie la centrul de ocupare a forței de muncă, iar angajatorii păreau dispuși să o angajeze, dar de îndată ce ajungeau la verificarea datelor, primea același răspuns. Ne pare rău, dar în acest moment nu vă putem oferi un loc de muncă. Când a primit acest răspuns pentru a zecea oară la rând, Milena a întrebat direct o angajată a centrului ce se întâmplă. Femeia de acolo s-a milostivit de tânăra aparent inofensivă și a spus adevărul. Înțelegi, acum fiecare firmă are propriul departament de securitate. Acolo lucrează foști polițiști și alți angajați din organele de aplicare a legii. Ei verifică candidații prin canalele lor. Și dacă există ceva negativ, cum ar fi o condamnare, candidații sunt refuzați fără explicații. Așa a înțeles Milena că drumul către un loc de muncă decentă era închis cu acest stigmat. Ieșind din centrul de ocupare a forței de muncă, era complet dezorientată. Chiar dacă ar rezista până la sfârșitul anului înregistrată ca șomeră cu bănuții pe care îi plătesc celor care nu au lucrat în ultimele 12 luni, nu ar face mare lucru. Ce să fac acum cu asta? Nu știa să facă nimic din care să câștige bani. Nu era nici antreprenor, pentru că Milena știa doar cum să cheltuiască bani, dar nu și cum să-i câștige. Acasă, a răsfoit până dimineața anunțurile din ziarul local și, dintr-o dată, a dat peste un anunț. Un salon de masaj căuta fete frumoase pentru un loc de muncă bine plătit. Se oferea cazare, plăți zilnice, salariu pe măsură, în medie 5.000 de ruble pe zi. Milena nu era atât de naivă încât să nu înțeleagă despre ce fel de muncă era vorba, având în vedere cerințele. Nimeni nu îți plătește doar pentru tinerețe și frumusețe. În situația actuală, Milena a privit cea mai veche profesie din lume dintr-o altă perspectivă, părându-i se acum o opțiune bună. Ei bine, și ce? Se gândea Milena. Se culca cu diversi arturg pentru ca ei să-i financeze numeroasele capricii. Și aici va fi la fel, doar că va primi plata imediat pentru munca sa, nu o dată pe săptămână sau pe lună, cum se întâmpla înainte. Milena a sunat la numărul din anunț și s-a fixat o întâlnire cu viitorul angajator. Angajatorul s-a dovedit a fi o femeie călită de viață, cu urme ale fostei sale frumuseți, probabil una dintre foștii lucrători de noapte, ieșită la pensie și urcată apoi pe scara carierei. Ea a scanat Milena de sus până jos cu un ochi profesional. După aspect, nepotriviți, a concluzionat Bandersha. Poți începe lucrul chiar de mâine. Schimbul începe la 12, dar dacă ai avut o tură de noapte, fetele pot dormi mai mult. Trebuie să mă anunți din timp. Trebuie să ajungi la salon fără întârziere. Îți voi da adresa exactă dacă ești de acord să lucrezi. Și în ce va consta munca mea? A întrebat Milena, prefăcându-se naivă. Fetele care vin aici știu foarte bine despre ce este vorba a spus ferm proprietara bordelului clandestin. Dacă nu știi ce vei face, de ce ai venit? Milena nu i-a răspuns nimic, pentru că înțelegea foarte bine de la început. Nu avea de ales și a acceptat, mutându-se în curând în camerele din sectorul ascuns din spatele salonului de masaj. Pentru a fi mai relaxate și eficiente, fetelor li se ofereau droguri ușoare, care se pretindea că nu provoacă dependență. Dar dependența, bineînțeles, apărea și era puternică. În scurt timp, fetele care se obișnuiau cu acele droguri lucrau nu pentru bani reali, ci pentru o doză. Printre ele, după câteva luni, se afla și Milena. Acesta era, de fapt, mecanismul acestui business profitabil în toate sensurile. Fetele erau atrase cu promisiuni frumoase de venituri mari pentru o muncă ușoară li se creau astfel de condiții încât să vină singure la concluzia să se mute în camerele din spatele salonului de masaj, iar acolo erau profesionali tratate de experimentatele lucrătoare de noapte, care lucrau de ani de zile. Fetelor, în meseria noastră, fără droguri ușoare nu merge. Toate consumăm și nu s-a transformat nimeni într-o narcomană. E doar pentru relaxare, să nu fi încordată. Atunci niciun client nu se va plânge că ești lemn. Și productivitatea crește semnificativ, o să vedeți voi, explicau novicelelor mentorii cu experiență. Fetele tinere le credeau. Iar când dependența apărea, creierul refuza să funcționeze normal și nimeni nu mai întreba de ce nu era cum li s-a promis. Singurul lucru la care se gândeau era să obțină doza la timp. Și pentru acea doză erau dispuse să facă orice, în orice condiții. Apoi, documentele le erau luate și ele lucrau pentru o bucată de pâine și o doză, iar drogurile fiind scumpe, muncitoarele frontului iubirii nu doar că nu câștigau nimic, dar aveau datorii în continuă creștere. Iar dacă erai deja înregistrată ca datornică, fiecare doză nouă trebuia cerșită de la administratora ela, cea care le primea pe fete Nimeni nu știa cum o chema pe această femeie de fapt. Poate chiar părinții ei au fost originali și i-au dat acest nume. Dar a crescut și a devenit o adevărată scorpie. Ea dispunea fără milă de viețile și soarta tinerelor fete, care, din prostie sau lipsă de experiență, alunecaseră pe o cale greșită, dar în loc să le descurajeze, ela le afunda fără milă în acest noroi și obținea procente de la fiecare astfel de fată, fiind interesată financiar în permanentul schimb de personal. Materialul uzat rareori ajungea la 35 de ani, iar dacă ajungea, era trimis la rebut, pentru că prostituatele ieftine, la acea vârstă, arătau de 50 și nu mai erau căutate. Poate doar vreun deținut recent eliberat ar fi comandat una, dacă altele nu erau disponibile dar întreținerea prostituatelor care lucrau puțin era costisitoare. Ele mâncau mai mult decât câștigau, de aceea erau eliminate. Iar Ela avea noroc în acest sens și era gata să sfâșie pe oricine pentru locul său sub soare. Fetele încercau periodic să afle cum a ajuns el administrator, dar pentru el aceasta era o temă sensibilă și, după câteva încercări eșuate, au renunțat. Ela, cum ai devenit administrator? A întrebat -o odată Milena. Nu e treaba ta, a răspuns Bandersha. Chiar e atât de înfricoșătoare povestea că nu vrei să o spui nimănui? A întrebat Milena în glumă și a regretat imediat întrebarea. Administratoarea s-a înroșit. Chipul i-a devenit întunecat ca norii. Cu un aspect amenințător, s-a apropiat de Milena, care se retrăgea înfricoșată până a dat cu spatele de perete. Nu mai avea unde să meargă. Ela s-a apropiat de Milena și i-a spus cu furie. Am ocupat locul rămas liber cu după plecarea anterioarei administratoare și mai bine să nu știi cum a plecat de aici. Pot spune doar că a ieșit cu picioarele înainte și era la fel ca tine, punea prea multe întrebări incomode. Ai alte întrebări? Nu, a răspuns Milena cu voce tremurândă și a înghițit saliva care i-a zgâriat gâtul uscat de frică. Dar curând, Milenei nu i-a mai păsat de întrebări. S-a fundat în narcotice și viața ei a devenit o succesiune de evenimente monotone. Corp doză, doză în corp. Într-o zi, Milena era zguduită de o criză mai severă decât de obicei. Îi curgea transpirația rece și lipicioasă, mușchii erau atât de contractați încât voia să se urce pe pereți de durere. Tensiunea era ridicată, ochii ieșeau din orbite, Inima îi bătea atât de tare încât părea că va ieși din piept, articulațiile îi dureau insuportabil și ligamentele îi erau întinse. Asta era răsplata pentru euforia de scurtă durată. Milena și-a umezit buzele crăpate, nu avea altceva de făcut. Până dimineață nu va rezista. Poate ar fi mai bine să moară. Așa că, ignorând interdicția strictă, a ieșit din cămăruța ei și a început să bată la ușa elei. Nimeni nu răspundea. Atunci Milena a bătut. Din nou tăcere. Dar Milena știa sigur că ela era acolo. Administratoarea era și ea fost prostituată, pe care adevăratul proprietar al afacerii o lăsase acolo pentru merite anterioare, dar nu o lăsa să plece departe. De aceea Milena înțelegea că Banderșa nu deschidea din răutate. Și a început să bată cu disperare în ușa metalică neobservând durerea din mâini, totuși, acea durere nu putea acoperi criza. După câteva minute, ușa grea de fier s-a deschis cu un zgomot puternic. În cadrul ușii a apărut fața adormită și nemulțumită a elei. Ai pierdut complet frica, a șuierat administratoarea. Întoarce-te imediat în coliba ta. Ela, te rog, pentru numele lui Hristos, dă-mă o doză pe datorie, s-a rugat Milena, frângându-și mâinile. Știu că ai o rezervă. Am nevoie disperată. Ela, draga mea, voi face orice îți ceri. Voi munci cum vrei, doar dăm. Chiar dacă aș avea, nu pentru tine. Ești deja în datorii, ca în mătase. Nu vei munci toată viața ta mizerabilă cât ai datorat. Și ai tupeul să vii la mijlocul nopții să bați la ușă cerșind. Aici nu e o biserică. Nu se oferă pomană, pleacă de aici. Și roagă să nu-i sunt lui Timur să-i spun despre încălcarea interdicției. Când ai devenit atât de decăzută! Și tu ai urcat de jos și ai trăit în aceleași condiții. Iar acum, când ai devenit șefa noastră, ai uitat că ai fost una dintre noi. Milena era în pragul colapsului. Milena nu mai știa nici de ce să se teamă mai mult. De sevraj sau de furia îndreptățită? Pe cine te crezi tu să deschizi gura așa mare? Ești doar o zdrianță ieftină. Ce, am mâncat vreodată din aceeași farfurie sau am botezat copii împreună? Nici pe aceeași toaletă nu m-aș așeza cu tine. Așa că nu ne compara, și nu te amăci că ești de nivelul meu. Pleacă de aici, nerecunoscătoare nenorocită și acum așteaptă-le pe Timur să vină și să te sperie. El îți va pune rapid mintea la loc, căci se pare că din cauza drogurilor ai pierdut-o complet, a strigat el în timp ce trântea ușa cu un zgomot metalic chiar în fața Milenei, care încerca să mai spună ceva. Pedeapsa pentru nesupunere nu a întârziat să vină. După o jumătate de oră, Timur a sosit cu doi bătăuși. Au târât-o pe Milena în camera specială pentru pedepse și timp de câteva ore, fără pauze, au bătut-o pentru a-i aminti că este o ființă jalnică fără drepturi. De data aceasta însă, Timur și echipa s-au exagerat, iar Milena a ajuns în cea mai proastă clinică posibilă, dusă de ambulanță. Trecători miloși au raportat la te ajutor de urgență că au găsit o fată inconștientă. Ea fusese aruncată într-un șanț ca un gunoi, aproape goală, și, crezând că este moartă, au abandonat-o. Dar viața încă mai pâlpâia în ea. Dumnezeu, la care Milena se rugase atâtea zile, nu s-a milostivit de ea nici de data aceasta și nu i-a trimis o moarte salvatoare. Și iată că, aproape moartă, dependentă și fără șanse să se recupereze, era legată de patul de spital. Milena și-a recăpătat cunoștința foarte târziu a petrecut mai bine de o săptămână în comă indusă de medicamente, în care au introdus-o doctorii pentru a-i ușura starea. Pe corpul ei nu era loc neînvinețit. Avea multiple fracturi, una dintre coaste i-a perforat plămânul, dar doctorii continuau să lupte pentru viața ei. Doamne! Ce fiar ar putea face așa ceva unei fete sărmane? A întrebat o infirmieră. Ce fată sărmană? E clar. Nu vezi. E o prostituată și o drogată, spune clar medicul ginecolog. Totul la ea este uzat. Chiar dacă e prostituată, nu înseamnă că nu e om, se miră infirmiera de cruzimea colegului său. Probabil a ajuns acolo din disperare. Poate a fost forțată și drogată ca să nu poată scăpa. Am văzut la televizor astfel de cazuri. Erau povești de-ți stătea părul pe cap. O, tu chiar crezi în astfel de povești? Râse asistenta. Toate merg acolo de bunăvoie pentru bani ușori, și apoi nu știu ce să facă cu acei bani, așa că încep să încerce droguri. Iar substanțele le țin în formă. Ai compus un scenariu de telenovelă lacrimogenă. Lasă fata să-și revină, va spune ea cum a fost. Până atunci, să nu judecăm. Ai dreptate. Ieri a venit un polițist. Spune că au câteva raportări de dispariție care se potrivesc la vârstă și aspect. Astăzi vor veni oameni pentru identificare. Trebuie să facem curat înainte și după ce pleacă. Infirmiera doar clătină din cap și, așteptând plecarea asistentei, murmură. Și știa că fata e căutată ca dispărută, dar totuși spune că a devenit de bunăvoie prostituată și drogată. Sunt multe fete în țara asta care, din disperare, se apucă de astfel de lucruri pentru a câștiga o bucată de pâine. Apoi, când vor să iasă din iad, nu mai pot. Ia privi cu milă la fata slabă, conectată la aparate. Părul ei devenise o mână de fân, ieșind în smocuri la fiecare încercare de a-l pieptăna. Deciseseră să o radă complet. Plină de răni și bandaje, inconștientă, Milena îi frângea inima infirmierei. Se gândea că ar fi putut fi fica ei, de aceeași vârstă. Din gândurile ei triste o scoaseră vizitatorii. În salon au intrat niște persoane însoțite de polițiști. Atenție, cetățeni! Va avea loc procedura de identificare. Toate datele vor fi înregistrate, așa că concentrați-vă și priviți cu atenție la fata de pe pat. Dacă cineva o recunoaște, să-mi spună imediat. Fata are o grupă rară de sânge, factor RH negativ. Poate vă ajută. Vizitatorii se apropiară unul câte unul de pat, privind cu speranță la fața devastată a fetei, iar apoi, dezamăgiți, începeau să plângă. Și această fată nu era cea pe care o căutau. În cele din urmă, rândul a venit unei bătrâne. Infirmiera a ajutat-o să se apropie, sprijinind-o să nu cadă fără cunoștință, pierzând ultima speranță. Bătrâna și-a ridicat ochii în lăcrimații și a privit la pacientă. O singură privire i-a fost de ajuns Lidiei. Stepanovna să o recunoască pe fica sa. Doamne! Milena! a strigat mama în vârstă și s-a prins de inimă. E fica mea! Domnule polițist, e fica mea! Domnul mi-a ascultat rugăciunile, mi-a dus copilul înapoi. Slavă Domnului! Doamnă Miliusova, sunteți sigură că fata de aici este fica dumneavoastră dispărută acum un an, Miliusova Milena Victorovna. A întrebat polițistul pentru protocol. Cum să nu-mi recunosc propria fică? Lidia Stepanovna, răspundeți clar și monosilabic la întrebările mele. Este aceasta fica dumneavoastră, Milena Victorovna, dispărută acum un an? Da, confirm, a răspuns mama Milenei. Martori, vă rog să semnați în protocolul de identificare. Doamnă Miliusova, avem nevoie și de semnătura dumneavoastră. Ceilalți să semneze ca participanți în secțiunea corespunzătoare. Câteva zile mai târziu, Milena a fost trezită din comă. Când a deschis ochii pentru prima dată după mult timp, lumina soarelui a orbit-o. A trebuit să închidă ochii. Apoi și-a pus mâna la ochi, acoperindu-i și a încercat din nou. De data aceasta nu a fost atât de dureros, dar vederea era încă neclară. Obiectele erau încețoșate și ea se uita în jur, neînțelegând unde se află. Printre sunetele amortizate, a auzit în cele din urmă pe cineva strigând-o pe nume. S-a întors spre sursa sunetului și a văzut o pată mare care îi vorbea. Milena! Fica mea! Slavă Domnului! Te-ai trezit! Cum te simți? A auzit Milena, continuând să se uite la pata vorbitoare. După câteva minute, imaginea a devenit mai clară și Milena a recunoscut figura. Era mama ei. Mama! S-a mirat Milena! cum ai ajuns aici? Fica mea, te-am vizitat în fiecare zi, așteptând să te trezești. Și iată, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunile și ai deschis ochii. Nu ar trebui să fii aici, a spus brusc Milena, uitându-se speriat în jur. Dacă te văd Ela sau Timur, ne vor face rău amândurora. Pleacă imediat și nu te mai întoarce. Cum să mă alungi din spital, fica mea? Te-am căutat un an întreg, nu am dormit nopțile și am plâns până nu mai aveam lacrimi. Iar acum, când te-am găsit, mă alungi. Cine sunt acești la și timur? Sunt doctori? Nu-ți face griji. Medicul șef mi-a permis să te vizitez în orice moment, a spus că este bine pentru tine ca să te trezești mai repede și, iată, nu a mințit. Ai deschis ochii. Ce spital! Despre ce vorbești? A întrebat Milena, clipind confuză și uitându-se în jur. Fica mea, ai fost adusă la spital cu ambulanța acum două săptămâni, abia vie. Ți-au făcut mai multe operații, apoi ai fost în comă. Abia acum te-ai trezit, a explicat mama ei. Milena a încercat să-și amintească ultimele evenimente pe care le ținea minte. Îi reveneau în minte imagini vaci. O trăgeau de păr în camera roșie, unde pedepseau pe cei vinovați. Îi administrau o nouă lecție de viață Timur și echipa lui. Imediat, tensiunea i-a crescut doar la amintirea acestor scene. La un moment dat, și-a pierdut cunoștința și-a mulțumit sincer lui Dumnezeu pentru milă, iar apoi, întuneric, nu mai ținea minte nimic. Pentru prima dată după acele evenimente oribile, Deschisese ochii și credea că este într-una din camerele bordelului clandestin. I se părea că trecuseră doar câteva ore, dar după spusele mamei sale, Milena a realizat că trecuseră cel puțin două săptămâni. De unde m-a luat ambulanța? A întrebat Milena pe mama ei. O, fica mea, niște ticăloși te-au aruncat mutilată, aproape goală, într-un șanț de la marginea drumului. Niște oameni care treceau cu mașina pe acolo te-au văzut și au chemat ambulanța. Mulțumesc lor, Dumnezeu să le dea sănătate. Puteau să se sperie și să nu spună nimănui, atunci doctorii nu te-ar fi putut salva. Infirmiera mi-a spus în secret că toți consideră că e un miracol că ai scăpat cu viață. Doar puțin și ai fi murit. Ești născută sub o stea norocoasă, copilă. Da noroc fantastic. Mai bine aș fi murit imediat decât să aștept acum ca cineva să vină să mă termine, a exclamat Milena disperată. Cine ar putea veni după tine? A ridicat mâinile Lidia Stepanovna. Cine ar avea interes să te facă rău? Mamă, ai o naivitate de copil. Viața ar părea mai simplă dacă aș fi ca tine. Cei care m-au aruncat în șanț au crezut că sunt moartă. Când vor afla că au greșit, vor veni să corecteze greșeala. Fica mea, ce spui? Cu cine te-ai încurcat? A început să plângă mama ei. Să spunem totul poliției. Te vor ajuta. Știu eu cum ajută, a râs Milena Amar. Am văzut destui polițiști în ultimul an. Ei sunt primii clienți și mituiți ei primesc bucăți mari din acest business murdar. Nimeni nu va renunța la acea bucată pentru mine. Deci, nu spune nimic nimănui și continuă să te rogi. Acum, roagă ca nimeni să nu afle că am supraviețuit. Lidia Stepanovna nu înțelegea nimic din ce îi spunea fica ei. În mentalitatea sa sovietică, polițiștii aveau un fel de aură de sfințenie puteai să te bazezi pe ei și să le ceri ajutorul pentru orice. Fie că era un pisoi care s-a urcat pe o ramură înaltă și nu putea să coboare, fie că era vorba de lupta cu criminalii. Dar ca ofițerii de poliție să murdărească onoarea uniformei și să se compromită cu ceva imoral și cu atât mai puțin ilegal, Lidia Stepanovna nu și-ar fi putut imagina nici în cel mai urât coșmar. De aceea, ea a pus tot ce a auzit pe seama delirului post sau a medicamentelor puternice. Probabil, această comă nu a trecut fără urmări pentru biata mea fată, gândi trist mama. Dar Milenei nu-i mai păsa ce crede mama despre asta, pentru că odată cu revenirea conștiinței a revenit și iadul ei personal, sevrajul. Nu se putea baza pe o doză cât timp era în spital și îndura din nou chinuri infernale. Acum durerea era mult amplificată de numeroasele ei răni, iar în spitalul gratuit economisiau chiar și la analgezice, așa că trebuia să îndure totul pe viu. Conștiința aproape o părăsea periodic din cauza durerii cumplite, iar în acele rare momente binecuvântate, cădea în uitare mult așteptată. După un timp, printre delirul sevrajului, începea să-i se pară că îl vede din nou pe Mihail. L-a iubit vreodată? Dacă da, atunci, sigur, doar pe el. Abia acum îi era clar, dar nici nu putea uita acel incident din cabinetul lui. Și chiar dacă ar fi iertat, ce mai conta acum? Imaginația ei bolnavă îi juca feste, prezentându-i imagini cunoscute. Cum ar putea Mihail să fie aici, într-o clinică ieftină uitată de lume? Nu, desigur, acestea erau doar consecințele delirului. Probabil că deja avea halucinații. Fetele de la salonul de masaj îi povestiseră că așa se întâmplă la narcomane. Dar, pentru a nu se chinui inutil cu speranțe de șarte, Milena a decis să clarifice această situație cu mama. Mama, mi s-a părut doar? Sau Mihail Cudiapov vine din când în când în salonul meu. Îți amintești, mă întâlneam cu el când era student la Facultatea de Medicină. Ah! Mihail, desigur că mă amintesc. Un băiat bun. Îmi plăcea întotdeauna. Da, l-am găsit de câteva ori la tine în salon. Îți aducea niște medicamente și le dădea medicului tău curant. Nu știu ce fel de medicamente, dar ți era mai bine după ele. Mulțumesc lui. Nu ne-a uitat, deși au trecut atâția ani. Și totuși l-ai părăsit. Altul în locul lui s-ar fi supărat și te-ar fi urât. Dar el, vezi tu, răspunde la răul tău cu bine. Ah, mamă! Ai ști tu cum mi-a plătit deja acest binefăcător. Bombănea Milena, confuză de noutăți. Ce ai spus, fiică, nu am auzit. Nimic, mamă, absolut nimic nu am spus, ți s-a părut. Milena a decis să facă tot posibilul pentru a rămâne conștientă până la următoarea vizită a lui Mihail. A așteptat câteva zile fără succes sosirea lui, strângând dinții până la scârțit și suportând durerea surdă din tot corpul. Și iată, în sfârșit, într-o seară de duminică, cineva a bătut ușor la ușa salonului ei. Apoi ușa s-a deschis încet. În prag stătea Mihail cu un pachet în mână, a pășit pe vârfuri spre patul Milenei pentru a nu trezi ceilalți pacienți. Până la acel moment fusese deja mutată din reanimare în salonul comun. Bună, milă, a salutat-o el și i-a zâmbit cu un zâmbet sincer, dezarmant. De ce ai venit? Și cum m-ai găsit? a spus Milena cu o voce obosită. Milă, iartă-mă, prostule! tot acest timp m-am învinovățit pentru ce am făcut cu tine acolo, în colonie. Dar când te-am văzut atunci, m-am enervat atât de tare pentru că m-ai părăsit cândva și m-ai schimbat pe un sac de bani. Și mi-am amintit nopțile de neuitat petrecute cu tine și, în general, totul s-a amestecat într-un ghem îngrozitor de dragoste, poftă, sete de răzbunare. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Apoi am regretat foarte mult ce am făcut, dar era deja târziu. Nu poți da timpul înapoi. E foarte emoționant și drăguț și poate în alte circunstanțe chiar m-aș fi înduioșat. Dar apoi, după închisoare, viața m-a zdrobit atât de mult, încât nu mai simt nimic. Parcă am fost arsă pe dinăuntru cu napalm. Și nu ai răspuns la întrebările mele, cum ai găsit și de ce vii aici. Nu am putut să te scot din minte, nici din viața mea. Mi-am luat fetița din casa de copii de la instituția corecțională. Dacă nu aș fi luat-o, după ce ar fi împlinit trei ani, ar fi fost dusă la orfelinat. Și după scrisoarea ta, a trebuit să demisionez din colonie, înainte să fiu dat afară. Acum lucrez în trei locuri pentru a-i asigura Nadiei tot ce are nevoie. Ce, Nadia? Nu înțelegea Milena. Nadia, Fica noastră. Am numit-o Nadia. Mihail a zâmbit stânjenit. Cât de simbolic, a observat Milena și a căzut pe gânduri. Într-adevăr, foarte simbolic. Am căutat mult timp după tine, am dat de mama ta, am aflat că ești în lista celor dispăruți, am găsit detectivul care se ocupa de cazul tău și l-am rugat să mă anunțe dacă apar progrese. Acum două săptămâni m-a sunat și mi-a spus că te-a găsit. Așa am aflat că ești aici. Apoi am luat legătura cu medicul tău. Am aflat ce medicamente ai nevoie. Lucrez în acest domeniu și știu bine că gratuit nu te va trata nimeni bine. Am adus tot ce mi s-a cerut și am dat și bani, ca să nu fie cu tine ca și cum ai fi o vagaboandă fără casă. Mihail, îți mulțumesc, desigur, deși nimeni nu te-a rugat spune-mi, dragul meu, de ce ai făcut toate acestea? Probabil știi deja în ce condiții am fost găsită. Sunt o prostituată de căzută și o narcomană terminată. De ce te-ai murdărit cu toate acestea? Știu totul, dar nu pot să te abandonez, cum au făcut și în șanțul de pe marginea drumului. Ce aș fi mai bun decât ei? Ești, în cele din urmă, mama copilului meu și, cel puțin pentru Nadia, trebuie să-ți ofer ajutor pentru a te redresa. Atât de moralist ești, când vine să vomit. Vrei să-mi dai o mână de ajutor? Dar cine te-a rugat? Ai întrebat dacă am nevoie de mâna ta? Aceeași mână care mi-a stupat gura să nu țip în timp ce mă violai, chiar pe scaunul ginecologic. Milă, te rog, nu mai, a implorat Mihail. Rușinat și chinuit de amintirea acelui act oribil pe care nici el nu și-l putea ierta. Ce să nu mai? Nici nu am vorbit încă despre asta? De fapt, tu te-ai descărcat, ți-ai ușurat sufletul, iar eu am decis să evit amintirile traumatizante. Dar dacă tot ai deschis acest subiect, atunci să vorbim sincer. Acum ascultă și cealaltă parte, și confruntă-te cu adevărul neplăcut. Milă, îmi pare foarte rău pentru ceea ce ți-am făcut și oricâte ori ți-aș cere iertare, tot nu va fi suficient. Dar ce se va schimba dacă îmi cer din nou scuze? Oricum nu pot să repar nimic. De aceea, acționez acum cum pot, încercând să remediez cumva daunele și să mă ocup de consecințe. A, deci tu numești copilul o consecință. Ce cuvânt interesant ai ales! Bravo! Ești un adevărat luptător cu consecințele. Păcat că nu am o medalie la îndemână. Dacă aș avea una de ciocolată, ți-aș înmâna-o cu toate onorurile disponibile în salonul spitalului. Dar de ce vorbești așa? A întrebat Mihail, ofensat. Fac totul din inimă. Și sincer vreau să repar cumva ceea ce am făcut. Am luat fetița pentru că vreau cu adevărat să am grijă de ea dacă aș fi fost așa o ticălos, cum mă descrii, nu aș fi luat-o. Uite ce nobil suntem! El a luat fetița noastră ca să nu ajungă în orfelinat. Mama ei rea a lăsat în casa de copii, nu a vrut să o ia cu ea. Apoi a apărut tăticul, supereroul, și a salvat mica prințesă de dragonul rău al sistemului de protecție socială. Dar cum acest erou a forțat acea mamă și a conceput acest copil nu din iubire? Asta lăsăm în culise? Și de ce nu? Căci așa e mai convenabil pentru toți, nu-i așa. De ce spui că nu din iubire? Ai zbucnit, Mihail. Poate tu nu ai simțit nimic pentru mine, dar eu te-am iubit atât de mult încât eram gata să fac orice pentru tine. Doar trebuia să ceri și lumea ar fi fost la picioarele tale. Dar tu ai vrut doar bani și nu ai avut răbdare să-i obțin pe cale cinstită. În cele din urmă m-ai schimbat pe primul portofel ambulant. Din cauza lăcomiei tale ai ajuns în colonie. Și totul ar fi putut fi altfel dacă nu mai fi părăsit. O, te rog, nu mai începe cu povești despre iubire și dacă și parcă. Nu puteai să te întreții nici pe tine, dar rămite să-mi satisfaci mie nevoile. Chiar dacă ai fi muncit 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, nu ai fi reușit. Spune ce vrei, dar să știi că încă îmi pasă de tine, a spus Mihail la sfârșit, înțelegând că discuția lor se încheiase pe ziua aceea. După ce ușa s-a închis în urma lui Mihail, Milena a izbucnit în lacrimi, pentru că el tocmai spusese ceea ce ea se temea să recunoască chiar și față de sine însăși. Milena gândea des în ultima vreme cum ar fi fost viața ei dacă nu l-ar fi părăsit pe Mihail atunci, atrasă de o partidă care părea avantajoasă. Dar nimeni nu plănuia o relație serioasă acolo, și după aceea Milena a ajuns să fie trecută din mână în mână, de la un bogătaș la altul, ca un trofeu. După ce a ieșit din colonie, s-a degradat complet și a ajuns la nivelul unei prostituate de mână a doua, pentru că pentru cea de elită arăta prea rău. Drogurile nu-i adăugau nici ele frumusețe sau tinerețe. Și acum Milena plângea amar soarta ei. Unde am greșit atât de tare, de mi s-a întors totul împotrivă? Gândea ea. Oare Dumnezeu m-a pedepsit pentru acea rochie scumpă din buticue? Atunci nu există nicio justiție universală, pentru că în timp ce furam din magazinele obișnuite, totul era normal dar doar ce am poftit la acel butico e blestemat și totul s-a prăbușit. Clar. Asta e răspunsul, am păcătuit în buticoeul greșit. Sigur acea vânzătoare a făcut un pact cu diavolul. Cum altfel se explică faptul că vinde rochii la preț de mașină și găsește cumpărători? Milena a fost ținută în spital încă două săptămâni. Mihail, în ciuda discuției aspre cu Milena, a continuat să o viziteze, sperând să-i topiască inima rece. La început, Milena se enerva foarte tare pe el, îl certa pentru că îi rosește timpul ei și al lui. Mihail, de câte ori să-ți spun să nu mai vii aici? Îți mulțumesc enorm pentru ajutor și pentru tot ce ai făcut bun pentru mine. Pentru restul, Dumnezeu să te judece, dar nu mai veni la mine. Nu avem nimic în comun și nu putem avea sunt o femeie de căzută și ar fi mai bine pentru tine să te ții departe de această mizerie. Ești tânăr, frumos. Dacă vrei, îți vei găsi pe cineva. Nu-ți mai pierde timpul cu mine. Milă, te rog, încetează să vorbești prostii, spunea Mihail, ca de obicei. Nu fac asta doar pentru mine, ci și pentru fiica noastră. Ascultă, ea e încă mică și are nevoie de mamă. Niciodată un tată nu poate înlocui o mamă, oricât de bun ar fi. Curând va începe să pună întrebări incomode și cei voi răspunde. Astea sunt problemele tale, răspundea Milena, evitând să-l privească în ochi pe Mihail. Nimeni nu te-a obligat să o iei din casa de copii. Mii de copii rămân în orfelinate și nu e mare scofală. Milena, când ai devenit așa de rece? Întrebă trist Mihail. Nu erai așa înainte. Am avut profesori buni. Mulțumesc lor! M-au învățat minte. Niciodată nu voi uita lecțiile lor, răspunse Milena zâmbind amar. Și iată, în sfârșit, a venit ziua mult așteptată a externării. În anticiparea externării sale, Milena era măcinată de emoții. Era bucuroasă că, în sfârșit, Va părăsi spațiul închis după mai bine de un an de la greșeala fatală în căutarea unui loc de muncă. În același timp, de era incredibil de frică, deoarece se dezobișnuise de lumea mare și acum trebuia să se adapteze din nou la ea. În salon a intrat medicul ei curant, Dmitri Alexivici, pentru a o instrui înainte de externare. Milena, vă externăm pentru că, din partea noastră, am făcut tot ce am putut dar aveți nevoie de o bună reabilitare și de tratament specializat într-o clinică de deintoxicare. Având în vedere că ați avut astfel de leiuni grave, nu a fost oportun să vă transferăm la centrul de deintoxicare, deși erau indicații pentru asta. De obicei, nu ne complicăm cu astfel de pacienți și îi transferăm pentru continuarea tratamentului la centru, dar pentru dumneavoastră a insistat foarte mult Mihail Kudiapov. S-a întâmplat să-l cunosc bine, deoarece am studiat împreună la aceeași facultate și nu am putut să-l refuz. Dar nu mai putem să vă ținem aici, chiar și cu protecția lui Mihail. Vă mulțumesc enorm, i-a mulțumit Milena medicului. Nu sunteți obligați să-mi explicați nimic, înțeleg foarte bine. După plecarea medicului, Milena a rămas mult timp nemișcată, privind pe fereastra salonului său se apropia sfârșitul unei seri însorite de septembrie, plină de o căldură și un confort aparte. Soarele nu mai era la fel de sus pe cer ca vara, dar încă oferea o lumină bălândă și o căldură plăcută. Cerul căpătase o nuanță intensă de liliachiu pal, pe alocuri cu o ușoară tentă roz la linia orizontului, acolo unde începea să se arate apusul. Aerul devenise proaspăt și transparent, amintind de apropierea toamnei umede. Pe străzi se făcuse semnificativ mai liniște. Mulți locuitori se întorseseră deja acasă după o zi lungă de muncă sau de școală. În parcul adiacent spitalului, câțiva amatori de plimbări de seară se bucurau de ultimele zile calde înainte de venirea frigului. În aer plutea un ușor miros de frunze căzute, care ajungea chiar și până la etajul 3, unde se afla salonul Milei. O astfel de seară era ideală pentru plimbări romantice întâlniri cu prietenii sau excursii în compania celor dragi pentru a se bucura de frumusețea naturii și liniștea măreața munților. Dar Milena nu mai avea pe nimeni cu care să împartă această seară minunată. Acest lucru o făcea să se simtă groaznic. Ei bine, uite unde am ajuns, zâmbia mar Milena. Am cântat toată vara, fără să-mi dau seama că iarna se apropie, și uite unde am ajuns. Și cu ce am rămas acum? cu nimic. Cu astfel de gânduri, Milena s-a culcat, iar a doua zi dimineață s-a trezit plină de determinare. Trebuia să găsească un sens pentru existența ei viitoare, altfel nu va putea face un pas înainte. Milena a pășit cu grijă peste pragul clinicii, unde petrecuse ultima lună. Lumina strălucitoare a soarelui i-a lovit ochii, obligându-o să închidă. Nu avea ochelari de soare așa că trebuia să-și protejeze ochii de razele orbitoare. După ce a făcut câțiva pași, Milena a văzut oameni care stăteau în parcare și îi făceau cu mâna cu bucurie. Privind mai atent, i-a recunoscut printre cei care o așteptau pe mama ei și pe Mihail, iar în brațele lui Mihail era o fetiță mică, blondă, cu un balon roz. Fetița își fixa ochii mari de păpușă pe Milena și îi făcea și ea cu mâna, imitând adulții. În acel moment, Milena a simțit cum ceva i-a strâns inima, de parcă o crustă pietrificată se crăpa, zgârind inima cu marginile ei aspre. Vederea aceasta a mișcat-o până la lacrimi. Picăturile sărate au început să curgă timid pe obraj, apoi, parcă mai curajoase, curgeau în șuvoaie pe obrajii milei, până când barajul s-a rupt și un torent năvalnic se prăbușea de pe munte, măturând totul în calea sa. Din fericire, nu avea machiaj, și acest lucru a salvat-o de la umilirea de a-și întinde rimelul amestecat cu tuși și farduri. Milena era zguduită de hohote mute și adânci. Văzând că ceva nu este în regulă, cei care o așteptau s-au grăbit să-i vină în ajutor. Fică, de ce plângi? Se miră Lidia Stepanovna. Trebuie să te bucuri, totul este bine. Iar tu te apuci să plângi. Uite, și Nadia a venit să te întâmpine. De ce nu mi-ai spus niciodată că ai un copil? Sunt totuși bunica ei, nu? Mamă, nu m-am putut întreține pe mine. Cum aș putea să am grijă de un copil? Îi răspunse Milena. Să cresc sărăcia? Am lăsat fetița la tatăl ei biologic. Am crezut că nu își va abandona carnea și sângele. Și, uite, nu am greșit. Bine că Mihail este responsabil, mormăi mama. Îi mulțumim pentru tot. Îi suntem recunoscători toată viața, mai ales pentru Nadia. Nu știu cum ne vom achita vreodată de această datorie. Da, Mihail este foarte responsabil. Uneori chiar prea mult, mormăi Milena, simțindu-se inconfortabil sub privirile insistente ale celor trei perechi de ochi. Mihail a chemat un taxi și au plecat cu toții acasă la Lidia Stepanovna. Bunica a luat-o cu plăcere în brațe pe nepoata sa nou descoperită, iar Nadia privea mașinile care treceau și clădirile colorate, pe ferestrele cărora se reflecta lumina soarelui. Această fetiță mică, din fericire, nu se confruntase încă cu viața adevărată de adult, cu toate dificultățile și temerile ei, așa că își flutura fără grijă genele dese și își îndrepta ochii mari și strălucitori spre lume, exclamând periodic cu bucurie și admirând cele mai obișnuite lucruri, razele solare strălucitoare, norii pufoși, albi, porumbeii cu aric cenușii și, bineînțeles, pisicile și câinii care treceau pe lângă mașină. În timp ce Nadia descoperea lumea din jur, tatăl ei scoase din buzunar o cutiuță mică de catifea. Iartă-mă, nu pot să mă așez în genunchi în taxi, zise el zâmbind, dar să considerăm că intenția există. Ce este asta? Îl întrebă Milena cu o voce răgușită, care, tocmai acum, devenise trădător de aspră. Deschide și vei vedea, îi răspunse Mihail. Milena deschise cu grijă cutiuța, ca și cum s-ar fi așteptat să găsească acolo o bombă cu ceas. Dar acolo se afla un fel de bombă. Pe căptușeala de satin se afla un inel care strălucea în toate culorile curcubeului, imediat ce razele soarelui cădeau pe el. Milena nu mai văzuse niciodată ceva atât de frumos, atât de aproape și mai ales pentru ea. Piatra era montată pe un piedestal special, amintind de o coroană. Restul inelului era decorat cu ornamente sub formă de volute. Milena abia reuși să-și desprindă privirea de spectacolul fascinant și ridică ochii plini de uimire sinceră spre Mihail. E foarte frumos! Șoptia încântată, privindu-le pe furș cum piatra strălucește în lumina soarelui. Am căutat mult timp un inel care să fie demn de tine și când l-am văzut pe acesta, am știut imediat că e cel potrivit. Mil, vei face cea mai mare favoare din viața mea, acceptând să fii soția mea. Spuse Mihail rapid, închizând ochii de frică să nu se confrunte cu teama sa. Milena tăcea, continuând să privească inelul la fel ca Nadia. Apoi, brusc, închise cutiuța și, ridicând privirea spre Mihail, șopti: Degeaba ai pierdut atât de mult timp căutând. Mi-ar fi fost de ajuns și unul din sârmă. Îți amintești cum mi-ai făcut unul și mi-l-ai dat când erai student? Îl păstrez și acum, în cutia mea cu bijuterii. Mil, nu înțeleg, mormăi Mihail confuz, e un da sau nu? Crede-mă, ai nevoie de noi la fel de mult cum noi avem nevoie de tine. Îți promit, în fața martorilor, că nu vei regreta niciodată dacă accepti să fii soția mea. Dumnezeu e martor, nu mint. Te rog, gândește-te bine, nu te grăbi să răspunzi dar promite mi măcar că vei lua în considerare. Abia acum înțeleg ce proastă am fost, continuă Milena confesiunea sa. De fiecare dată, mi-am distrus singură viața, am aruncat toate șansele de a deveni un om normal pe care mi le-a dat soarta și doar când cineva de sus s-a enervat definitiv pe mine și a început să mă bage cu fața în noroi până am realizat asta. Doar atunci am înțeles că totul se cunoaște în comparație văzându-vă pe voi trei azi la clinică, am realizat că soarta îmi dă din nou o șansă, poate ultima, și dacă o ratez acum, voi regreta toată viața. Deci e un da. Întrebă Mihail cu respirația tăiată. Este un da, răspunse Milena, iar în ochii ei strălucitori, Mihail văzu o lumină interioară care putea rivaliza cu frumusețea pietrei din inelul de logodnă pe care îl oferise. Fără îndoială fiecare om are șansa unei vieți mai bune, iar dacă cineva se împiedică și cade cu fața în noroi, mulți pot trece pe lângă el indiferent. Cei cu sufletul aspru nu se vor deranja să arunce un bulgăre de noroi, chiar dacă pentru asta trebuie să se murdărească singuri. Astfel de oameni sunt mulți, dar doar câțiva nu se vor teme să întindă o mână de ajutor. Milena înțelesese că norocul ei, care trezea invidia tuturor, nu dispăruse era alături de ea tot timpul, dar ea nu realizase în ce consta acest noroc. Viața o bătuse serios, scoțându-i prostiile din cap, dar acum vedea lumea cu ochi limpezi. Avea o mamă care nu încetase să o caute timp de un an întreg, în timp ce toți cunoscuții își pierduseră speranța și o dăduseră uitării, bârfind despre ea și ridicând pahare pentru odihna sufletului ei, bucurându-se că așa soartă nu le-a fost lor sau copiilor lor. Avea un Mihail care o iubea cu adevărat și care o rănise o singură dată, incapabil să-și controleze sentimentele și emoțiile. Dar Milena înțelegea perfect că merita acest lucru, pentru că nici ea nu se purtase mai bine cu el în trecut. Și, în final, avea o fică, în sensul literal, o speranță pentru o viață nouă și fericită alături de cei care o iubesc. De aceea, Milena și-a promis să nu piardă încă o șansă oferită de soartă. Acesta era sensul existenței ei viitoare, pe care îl ceruse de curând de la Dumnezeu. Și Milena a pășit cu recunoștință spre viitorul său.